pentru slava lui Dumnezeu, doresc să recit puterea credinței. Și credința este o credere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Căci prin ea cei din vechime au primit o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, că tot ce se vede nu a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a primit el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Prin credință a fost mutat el nou de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință, noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă și-a făcut un chivot ca să-și scape casa, prin ea a osândit el lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință, Avram, când a fost chemat de Dumnezeu ca să plece într-un loc pe care avea să-l ia de moștenire, a ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce. Prin credință s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună cu el moștenitori ai aceleași făgăduințe. Prin credință, Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, pentru că a crezut în credincioșia celui ce-i făcuse făgăduința. Prin credință a adus Avram ca jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele, cu bucurie a adus ca jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia îi se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele. El stăpotea că Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți. Și drept vorbind că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Prin credință a binecuvântat Isaac pe Iacob și Esau cu binecuvântare, cu privire la lucrurile viitoare. Prin credință Iacob, când a murit, a binecuvântat pe fiul lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință, Iosif, când i s-a apropiat sfârșitul, a vorbit de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oastele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, căci vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de mânia împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o fara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Prin
credință este nevăzut. Prin credință a prăstuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se apropie de el. Prin credință a trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a ferit Rahab împreună cu cei răzvrătiți pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai spune, că nu mi-ar încăpea timpul dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftai, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gura leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi copiilor în viață, morților în viață. Unii, ca să primească un viere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea și-au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au privegit îmbrăcați cu coșoace și în piei de capre. Lipsiți de toate, chinuiți, munciți, ei pe care lumea nu era prednică, au privegit prin pustiuri, prin pește, prin munți și prin crăpăturile pământului. Și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un oraș de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea și a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și poate să vă înfățișeze plin de fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreția, puterea și stăpânirea mai înainte de toți vecii și acum și în vecii vecilor. Amin.